Două întrebări simple. La noi se reține un pic cu echipamentele cele. Ele sunt o nimerit în Hong Kong. Gata, stau blocate acolo, nu știu, nu nimeresc companiei peste aeriene, în 10 zile ajung la Chișinău. Noi am participat într-o procedură de achiziție organizată de pentru belts, pentru un aparat de plasmafereză. Și le-am promis la cei că, cum estimam noi, la sfârșitul lunii martie trebuie să ajungă echipamentele cele. Acum, în fiecare zi ne-au strâns de gât și unde e aparat și unde e aparat. Dacă le spun peste 10 zile sau mai aproape sfârșitul lunii, o să ne taie contractul. Ideea care mi-a venit în cap? Puteți să ne împrumutați nou un aparat de plasmafereză, sub răspunderea mea personală, că dacă nu vă întoarcem pe asta înapoi, vă ducem în mânuță, nu e problemă. Adică oricum rămâneți bine. Noi formal să le punem într-o cutie, să-i facem actele și să raportăm cute, aparatul este, îl ducem la belt și îl transmitem cu două. Nu sunt întrebări, mă cunosc, nu știu de cât bineșor și dacă trebuie, îl întoarcem înapoi sau îl ținem undeva în depozit pus până vine lotul ăsta. Și mi-aș scoate presiunea și problema cu dacă este posibil sub responsabilitatea mea, personală. Dacă n-aveți o unitate, dispunem, vă zic, dacă se rezolvă cu transportul mai repede... La minități sunt lucru. Dar ce am să fac? Te ajut? Este posibil? Da, dar să fac un act, să-l dau la reparație, să te gândești. Dacă e posibil, fără nicio problemă, spuneți-ne cum să... Tipul îl repar, dar singur fă și fă, pune-l în cutie și-l arată acolo, șadă și pe urmă. Okay. Dar și trebuie la așa, la bălț. Eu nu știu, dar la Ministerul Apărării. Exact așa ești chestie. Nu știu, stai. Dar la așa, la bălăc eu sub coastele lui. Boxmiu. Iată, asta este prima întrebare. Și a doua întrebare e legat cu contractul ăsta cu plasma, cu seturile de plasma. Să chem pe Dorin și să-i spun scrie un demers și facem o scrisoare oficială către dumneavoastră, luați-vă, rog, la reparații. Dacă e posibil, azi mâine de făcut chestia asta, eu trebuie și eu vin rapid cu toate...